Mă vedeți? Eu sunt Alex. În sfârșit mi-am realizat visul. Sunt un antreprenor de succes. Îmi gestionez afacerea de la distanță. Sunt mulțumit de viața mea. Știu că sunteți invidioși. Hai, recunoașteți. Vreți și voi ce am eu acum? Dar nu dintotdeauna a fost așa. Ce s-a întâmplat, Cristi? Păi e o problemă cu comanda de 50 de costume. Se pare că clientul voia doar 5. Le-a returnat pe celelalte. Așa și? Da. Și la transport s-au mai rupt. S-au rupt? Puțin. Câte? Nu știu exact. Ok. Am înțeles că sunt probleme și cu programul instalat. Sorin ăsta încă nu știe să umble cu el și l-a blocat aseară. Trebuie să chemăm pe cineva, din păcate. Ok. Mersi că mi-ai zis. Da, Carmen. Cum adică? Firma aia care s-a deschis acum 3 luni? 10.000 de euro în marketing? Poți să aplic cum au făcut? Bine, mersi. Bine, vorbim lui papa. Șefu, pare mai aveți nevoie de mine? E sâmbătă și e deja ora 4, așa și eu să mă duc, dacă se poate. Da, Cristi, sigur, scuze că te-am ținut până acum. Rezolvăm, vedem. Ne vedem luni. Du-te acasă, liniștit. Ce faci, boss? Nu mai vii? Scuze, Radule. A trebuit să dau o fugă până la depozit. La ce s-a mai întâmplat acum? Păi, de unde să încep? S-au rupt niște costume pentru că n-am fost bine împachetat în retur. Am digitalizat tot sistemul și un angajat l-a blocat aseară. Asta înseamnă că o să fie probleme cu comenzile din weekend, dacă vor exista comenzi. Și în plus am aflat că o altă firmă de confecții, care s-a deschis acum 3 luni, a investit 10.000 de euro în marketing. Și cu siguranță o să aibă mai multă vizibilitate decât mine într-un timp foarte scurt. Toate astea cum? Sâmbătă? Eu nu înțeleg de ce-ți bați capul atât de mult. Nu poți să renunți pur și simplu și să te angajezi ca mine? Te bucuri și tu de timpul liber, de weekend? Nu. Nu vreau să renunț. E personal, e ceva al meu, înțelege? Și nu e ca prima dată cu magazinul ăla de tricouri online, când habar n-aveam ce fac.
Am învățat mult de atunci. Acum știu să gestionez situații grele. Am analizat piața, am stabilit profilul cumpărătorului ideal, m-am organizat cu inventarul, am găsit personal bun, am digitalizat sistemul, am investit în reclame. Am fost mult mai atent cu banii și acum am salariile asigurate pe 3 luni. Parcă tot nu merg lucrurile. Sunt prea puține vânzări ca să fac față pe termen lung. Ei, vezi? Eu ce zic, mă, tăticule? Tot ai efort și pentru ce? Mai bine te angajezi. Nu-ți mai faci griji cu banii, ai salariul lunar, ai program fix, ai și tu timp liber să te relaxezi ca tot omul. Și nu-ți mai trebuiască să te stresezi cu chestii de-astea pentru că nu vor mai fi responsabilitatea ta. De la o corporație și avantaje, facilități. N-aș mai putea să lucrez acum într-o corporație, Radule. Prefer să-mi bat capul și să mă descurc singur decât să mai depind de cineva. Știu că e mult de muncă, dar și când voi reuși. Cu cât te proiectezi mai mult pe termen lung, cu atât ești mai aproape de succes. Și până la urmă, un antreprenor n-are nevoie de salariu și de facilități ca să fie motivat. De aceea, cred că este foarte important să se ia în considerare acest lucru de către tinerii antreprenori. Care crezi că e secretul generației de antreprenori din viitor? Brandul personal. După părerea mea, în viitor, doar cei care se branduiesc personal și ies în față vor avea succes. Dar ce fac cei care au trac în fața camerei și nu sunt atât de buni să vândă? Cumva publicul te răsplătește dacă ești autentic. Te apreciază și te înțelege dacă ești tu însuți. Și așa devii și credibil. Până la urmă, cu un video poți să ajungi la sute de mii de oameni în fiecare zi. Cătălin Stănescu, îți mulțumesc că ai acceptat să vii în podcastul nostru. Ne-ai spus multe lucruri interesante și sper să mai accepti invitația noastră și în viitor. Cu siguranță. Și eu mulțumesc. Bună ziua! Alexandru Popă numesc. V-am ascultat în timpul interviului și mi se pare că aveți o abordare interesantă asupra marketingului. Și mi-ar putea să vă pun și eu câteva întrebări când aveți timp. Salut, Alexandru! Eu sunt Cătălin. Mă bucur că salut, că ți-a plăcut. Hai să vorbim chiar acum. Acum? Da, uite, hai să luăm loc aici. Și ia spune-mi, cu ce te ocupi? Am o firmă de confecții textile. Totul a plecat de la bunicul meu care era croitor. Mi-a plăcut mereu să-l urmăresc cum face costume, veste, pantaloni atunci când eram mic. Acum am în stoc am 500 de costume și încerc să le vând, dar am reușit să vând puțin peste 100. Și nu sunt nici pe departe unde aș vrea să fiu cu vânzările. Dar unde vrea să fii cu afacerea ta? În 5 ani aș vrea să fiu cam cea mai mare firmă de confecții din România și să am reprezentate și străinătate. Ok, îmi plac oamenii hotărâți. Dar cum te-ai gândit să faci asta? Încerc să rezolv problemele pe care le am în prezent, dar nu știu ce altceva să fac să am mai multe vânzări. Mă simt blocat din punctul ăsta de vedere și nu sunt nici pe departe unde aș vrea să fiu. De conceptul de brand personal, ai auzit până acum? Da, am auzit, dar nu știu cum să-l aplic în cazul afacerii mele. Dacă vrei să te diferențezi de ceilalți și să-ți promovezi afacerea într-un mod original, după părerea mea, secretul e brandul personal. Dacă îți construiești un brand personal puternic, stabilești cu clienții o legătură autentică. Le câștigi încrederea, loialitatea, o să fii recunoscut și o să atragi mult mai mult atenție asupra produselor tale. Bună și ție, Andreea, draga mea. Sigur, vin imediat. Ce ți-a luat atât să ajungi? M-am întâlnit cu cineva care mi-a dat o idee nouă despre cum să-mi dezvolt afacerea. Și de data asta chiar cred că o să funcționeze. Iar afacerea ta. Eu m-am săturat. Nu mai pot continua așa. Ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că mi-a ajuns. Tot ce faci și tot ce gândești are legătură cu afacerea ta. Chiar nu-ți pasă de mine.
rog să mă înțelegi. Nu-mi pasă de tine mai mult decât crezi, dar e foarte important pentru mine să mă concentrez și pe afacerea mea. Altfel, cum crezi că o să avem bani de vacanțe și de toate tâmpenile astea pe care le vrei tu? Tâmpenii? Înțeleg că trebuie să lucrezi ca să faci bani. Dar de ce ești mereu plecat? De ce nu putem să petrecem mai mult timp împreună? Pentru că e mai dificil să menții o afacere pe linia de putere decât să ai un job normal. Ce e mai important pentru tine? Eu sau afacerea ta? Nu mă pune să aleg. Nu știu dacă o să aleg pe tine. Nu mai pot continua să trăiesc în umbra afacerii tale. Simt că mereu trebuie să concurez cu firma ta pentru atenție și pentru timpul tău. Nu mai vreau să fiu într-o astfel de relație. Atunci, cred că ar fi mai bine să ne despărțim. Autentic. Stai liniștit, nu trebuie să fii perfect. Nimeni nu e perfect. Vorbește la cameră ca și cum dacă ai greși, nimeni nu te va lua la rost. Publicul răsplătește autenticitatea. A, și încă un lucru. Nu contează ce zice lumea, prieteni. Tu ieși în față și gândește-te doar la afacerea ta.
Relaxare. E mai fain decât la mare. Pentru că eu am asta în fiecare zi. Mi-am creat o prezență online. Vânzările cresc constant. Crește cifra de afaceri și am ajuns să am 3 puncte de lucru. Mai am 3 ani la dispoziție ca să devin cel mai mare producător de confecții din România. Dar mai e ceva. N-aș putea să fiu fericit fără... Vreți o vedeți? Știu eu că vreți. Ha? Recunoașteți. Ea e iubita mea. Fericirea există doar cu ea.